O echipă formată din experții ai Comisiei Europene și Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia au efectuat astăzi o vizită de lucru în Mehedinți. Aceștia au verificat modul în care au fost implementate proiectele depuse de Consiliul Județean și de Primăria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin. Totodată au discutat despre noi proiecte de modernizare ce pot fi implementate la noi. Pentru acest exercițiu financiar 2021-2027, autoritatea de management este la nivelul Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și sper într-o colaborare cel puțin la fel de bună, așa cum a fost și în exercițiile financiare trecute. Reprezentanții Comisiei Europene și cei ai Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia au sosit la Drobeta-Turnu-Severin pentru a verifica modul în care au fost implementate proiectele pe fonduri europene accesate de către Consiliul Județean Mehedinți și Primăria Drobeta-Turnu-Severin. În cadrul întâlnirii, autoritățile județene au prezentat proiectele realizate cu ajutorul fondurilor europene. În ceea ce privește infrastructura de sănătate, s-au accesat fonduri europene prin programul operațional regional doar în exercițiul financiar 2014-2020 și am accesat peste 150 de milioane de lei, sumă la care se adaugă, probabil că vom ajunge la peste 70-75 de milioane de lei cheltuieli neeligibile. Și Primăria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin a reușit să modernizeze școli, grădinițe, spații de joacă și multe altele datorită fondurilor europene. Primarul Marius Creciu a ținut să precizeze că numai în acest exercițiu bugetar au fost accesate fonduri în valoare de 50 de milioane de euro. 2007-2013, 12 proiecte, valoare 43 de milioane de euro. Projects 43 milioane euro. 118 străzi, valoare 25 de milioane de euro. 118 streets that were rehabilitated. Cetatea și teatru 12 milioane. Severin Fortress and also the Cultural Palace also 12 million. Licee și școli 6 milioane de euro. Experții Comisiei Europene au ținut să le explice tuturor celor prezenți cât de important este să acceseze fonduri europene ce pot fi folosite în dezvoltarea comunităților pe care le reprezintă. And this is why we are so happy that we have a discussion. We have managing authorities at the regional level. Așa că este extrem de bucuros pentru faptul că avem autoritatea de management la nivel regional. But even we are more happy that regional authority takes us to go to Mehedinți, not just stay in Craiova, so we can meet directly with you. Și sunt cu atât mai fericiți pentru faptul că autoritatea de management nu i-a ținut acolo în Craiova, ci i-a adus aici în județ pentru a vedea realitățile. Because it will not be Cătălin who is preparing the project. Dacă nu ar fi fost domnul Cătălin care a pregătit proiectele. He would be the one to verify if they are good and to help them prepare. El va fi cel care vă va ajuta să pregătiți aceste proiecte și să asigură că sunt bine întocmite. Practic, prin recomandarea noastră, este că atunci când vom avea ghidurile solicitanților în consultare publică, și aceasta se va întâmpla în curând în următoarea perioadă, dumneavoastră, fiecare în parte, le citiți și dacă aveți propuneri de bunătățire sau, eu știu, vedeți că ceva n-ar fi eligibil acolo sau nu vă cadrați cu un aspect, ne faceți o recomandare, o solicitare în acest sens. Noi o analizăm, încercăm să găsim soluții cu colegii de la Comisia Europeană, pentru că suntem în strânsă legătură și chiar avem o colaborare foarte bună. Până la urmă, reușind, sperăm noi să satisfacem toate cerințele dumneavoastră pentru ca să puteți depune aceste proiecte. Referitor la întrebarea domnului primar, într-adevăr, termenul acesta din informațiile noastre nu se poate prelungi 31 decembrie 2023 pentru proiectele depuse pe perioada actuală. Noi vă recomandăm, dacă aveți proiecte care considerați că nu le puteți finaliza, soluția ar fi, dacă ele sunt finalizate 80-90%, diferența după 1 ianuarie devine contribuția dumneavoastră. Fondurile accesate de autoritățile locale și județene sunt de ordinul zecilor de milioane de euro. Suntem pregătiți la nivelul Consiliului Județean atunci când se vor deschide apelurile de proiecte să depunem cereri de finanțare și să accesăm proiecte pe programul regional 2021-2027, cel puțin la nivelul exercițiului financiar anterior. Ne vom axa în continuare pe drumuri județene, anumite tronsoane de drumuri județene deja
deja îl avem în faza de a se întocmi proiectul tehnic, tot pe fonduri europene, prin programul operațional asistență tehnică. Ne bucurăm de prezența reprezentanților Comisiei Europene în municipiu și în județ. Sunt multe probleme pe care le vom ridica în discuțiile pe care o să le avem. Unele le-am ridicat și astăzi în ședința publică. Este important să avem o colaborare bună cu Comisia Europeană. Sunt multe probleme care apar în derularea acestor milioane de euro pe care noi îi atragem. Conform celor spuse de experții Comisiei Europene, județul Mehedinți se situează pe primele locuri la capitolul Modernizarea comunităților rurale, reabilitarea drumurilor județene și a unităților școlare și medicale.